peste el la guvern să-i ceară să nu le taie drepturile. Chiar la această oră, o delegație a revoluționarilor se află la discuții la Palatul Victoria. Totul după ce vineri premierul a declarat că drepturile materiale destinate revoluționarilor trebuie repartizate în funcție de resursele bugetare disponibile și acordate cu prioritate urmașilor persoanelor decedate sau familiilor curăniți în urma revoluției. Pepenii de